Locașul de cult și complexul social din incinta bisericii din satul Negulești, județul Neamț, au fost sfințite astăzi de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cu apă sfințită și ungerea cu sfântul și marele mir. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie. Precum Sfânta Fecioară a primit în pântecele ei pe Domnul Dumnezeu, în același fel, într-o altă percepție a lucrurilor, bineînțeles, dar mărturisind același adevăr, biserica este pântecele care îl primește pe Domnul Dumnezeu în Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie și se cuvine ca biserica să fie tot atât de curată precum curat a fost pântecele Maicii Domnului și de aceea bisericile noastre sunt construite frumos, sunt îngrijite, trebuie să fie îngrijite așa cum se cuvine, împodobite cu pictura care să ne amintească de viața Sfinților, de viața Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, să arate prezența lui Hristos Dumnezeu a Preasfintei Treimii. Cu această ocazie, Părintele Paroh a primit din partea ierarhului în semn de mulțumire pentru efortul depus crucea Sfântului Ierarh Dosoftei.